Cei trei studenți au fost selectați în urma unui amplu proces de jurizare în care au fost luate în calcul rezultatele deosebite atât la învățătură cât și cele obținute în urma participării la concursuri studențești de specialitate recunoscute la nivel național, precum și activitatea întreprinsă în cadrul Departamentului de Informatică. Prin acest eveniment, noi încurajăm și premiem activitatea deosebită desfășurată de studenți în semestrul anterior. Am luat în calcul, pe lângă rezultatele obținute la sesiunea de examene și rezultatele profesionale obținute în domenii colaterale, mă refer la participări la sesiuni de comunicări, la concursuri studențești, la cursuri absolvite și care sunt în afara programei școlare și, pe de altă parte, am ținut cont și de activitatea pe care au desfășurat-o pentru a promova imaginea informaticii în general și a Departamentului de Informatică în mod special, asta în primul rând în rândul absolvenților de liceu pentru a orienta spre informatică prin facultățile pe care le vor absolvi. Acest eveniment a fost organizat de Departamentul de Informatică în colaborare cu Societatea de Tehnologii Computaționale, care ființează la nivelul departamentului nostru, și în colaborare cu parte din firmele de IT din Craiova. Pe această cale țin să mulțumesc colegului meu, profesorul Mirel Coșiulchi, președintele Societății de Tehnologii Computaționale, care s-a implicat foarte mult în această activitate, și firmelor respective. Este vorba de firmele Cafion, Netrom și Syncrosoft. Ca de obicei, concurența a fost mult mai puternică anul acesta la cei de anul 2. Cei de anul 1, probabil și datorită faptului că sunt la începutul facultății, da, activității, nu au fost foarte receptivi la această activitate. Aveam pregătite 3 premii pentru studenții de anul 1, nu le-am acordat în acest moment, au fost reportate pentru ediția de la toamnă. La un moment dat, firmele de IT nu de mult timp s-au implicat și ar trebui să ne uităm la colegii noștri din corpul profesoral care au contribuit la acest lucru. 2 dintre ei sunt în sală, doamna conferențiar Smaranda Belciuc și domnul Coșulski, conferențiar Coșulski. Această legătură între firmele IT și studenți și noi, corpul profesoral, ajută enorm la dezvoltarea noastră în adevăratul sens al cuvântului ca informaticieni. Fără acest lucru și fără o deschidere a directorului de departament care promovează și încurajează acest lucru, eu cred că dumneavoastră n-ați vrea să abordați mai serios ceea ce înseamnă realitatea informaticii și nu numai teoria ei. Studenții de la Departamentul de Informatică au fost răsplătiți astăzi cu o bursă fiecare pentru rezultatele deosebite obținute de-a lungul semestrului. Sprijinul financiar a fost asigurat de către companiile IT partenere. De sala primă, de studenții, așa cum zicea domnul profesor mai devreme, și am terminat la aceeași facultate, pe care voi urmați acum. În al doilea rând, aș vrea să vă felicit pentru alegerea pe care ați făcut-o, urmând cursurile acestei facultăți. Mă bucur să văd aici profesori pe care îi respect, mă bucur să văd că au luat această inițiativă de a premia pe aceia dintre voi care sunt destul de sigur cu eforturi destul de multe depuse, ați reușit performanțe care să merite lăudate și care să merite răsplătite și aș vrea să vă felicit. Este un domeniu unde fiecare dintre voi poate să lucreze, nu doar cei care sunt premiați astăzi. Vreau să vă încurajez pe toți să fiți mai buni, să învățați, să folosiți resursele pe care le aveți la dispoziție. Departamentul de Informatică al Facultății de Științe le facilitează studenților colaborarea cu diverse firme și companii din domeniul IT, aceștia participând la stagii de practică și concursuri.